Carne vândută fără a deține documente sau comercializare pe marginea drumului sunt doar două abateri de la lege ale comercianților de carne de porc în perioada Crăciunului. Asta reiese din controalele medicilor veterinare efectuate în perioada dinaintea Sfintelor Sărbători, atât în municipiu cât și la Târgul Călugăreni. În urma acestora au fost aplicate 16 amenzi în valoare de 13.800 de lei. În același timp, medicii veterinari au fost foarte solicitați și în ceea ce privește examenul trichineloscopic. Peste 700 de persoane au solicitat analizele de depistare a trichinelozei înaintea Crăciunului. Am avut o activitate destul de intensă. În perioada Crăciunului, când s-au făcut sacrificările tradiționale de porci, am avut peste 700 de examinări. La nivel de județ pot să spun că a fost o activitate destul de fructuoasă, între ghilimele, bineînțeles. Au fost amenzi în număr de 16, care au cumulat 13.800 de lei. Și pentru că mai avem doar o zi până la trecerea în anul nou, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare vor continua să verifice produsele din carne, panificație și lactate. Din vizorul acestora nu vor scăpa însă nici administratorii restaurantelor care organizează mese festive în noaptea dintre ani. La nivel de municipiu Giurgiu au fost controle făcute în toate restaurantele care urmează să-și serbeze Revelionul și bineînțeles că aici n-am avut surprize negative. Surprizele au fost numai de genul bun. În primul rând, în modul cum se face comercializarea produselor alimentare, pentru că să nu uităm că avem și agenții economici care de multe ori neglijează și tratează totul foarte superficial. Și tocmai acest lucru încercăm să-l descoperim și eventual să luăm măsurile necesare. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare, Fănel Mitran, toți consumatorii care întâmpină o problemă în ceea ce privește siguranța alimentară pot apela la numărul de telefon 0246 214 917. Aici le va răspunde un inspector DSV care se va ocupa de fiecare situație cu maximă promptitudine.